și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele titluri ale ediției. Descindere la un casino ilegal din Giurgiu. Grupul comun de lucru al agricultorilor din Giurgiu și Ruse a împlinit 5 ani de existență. Copreședinții PNL Giurgiu se contează prin intermediul presei locale. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Giurgiu oferă giurgiuvenilor cursuri pentru toate vârstele. Vineri seară, pe scena Teatrului Tudor Vianu se joacă piesa Taj Mahal. Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Giurgiu au descoperit ieri seară, în urma unui control amănunțit asupra unui autocar care efectua curse pe ruta Turcia-România, numai puțin de 1040 de pachete de țigări ce urmau a fi introduse în țară în mod ilegal. Pachetele descoperite au fost reținute în vederea continuării cercetărilor, iar persoanei în cauză i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de comercializare pe teritoriul României a produselor acizabile. Continuăm știrile. Polițiștii giurgiuveni au întors ieri seară jetoanele unui club ilegal de poker amplasat în centrul orașului. În urma acțiunii au fost descoperite 4 mese de poker la care jucau organizat 45 de persoane. La fața locului s-au întocmit 3 dosare penale, au fost confiscate jetoanele și suma de 3.500 de lei. Polițiștii giurgiuveni au efectuat miercuri seară un amplu control în incinta unui complex comercial din municipiu, în care au verificat legalitatea modului de desfășurare a jocurilor de noroc. Cu ocazia descinderii a fost identificată o cameră unde erau dispuse 4 mese de poker, la care se aflau aproximativ 45 de persoane ce practicau în mod organizat jocuri de noroc. În urma verificării documentelor societății, s-a constatat că aceasta nu deține autorizațiile legale de funcționare, iar cele 6 persoane identificate care deservau activitatea societății nu aveau încheiate contracte de muncă. Polițiștii au întocmit 3 dosare penale, 2 pentru nerespectarea drepturilor de autor și unul pentru desfășurarea fără licență sau autorizație a jocurilor de noroc și au aplicat amenzi în valoare de 7.500 de lei. Totodată au fost confiscate mesele de joc, jetoanele și suma de 3.500 de lei. Verifică dacă transportul public de persoane se desfășoară în condițiile impuse de lege și dacă șoferii tirurilor de marfă transportă într-adevăr ce declară în acte. Vorbim despre o acțiune demarată de Poliția Română, intitulată sugestiv Track and Bus și derulată în perioada 9-15 februarie. Ca și la nivel național, și la Giurgiu se desfășoară în aceste zile acțiunea Track and Bus, ce are ca scop verificarea șoferilor din cadrul transportului public de persoane și de mărfuri. Polițiștii din cadrul serviciului rutier acționează alături de angajații Poliției Municipiului Giurgiu și formațiunile rutiere de la polițiile orășenești. Pe lângă 2 permise ridicate și 5 certificate de înmatriculare, polițiștii au mai acordat și alte sancțiuni. Cu ocazia activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 33 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 175.000 de lei. Dintre acestea, 18 în valoare de 144.000 de lei au fost aplicate transportatorilor de persoane, iar 15 transportatorilor de marfă. Cele mai des întâlnite nereguli au constat în nerespectarea graficului de circulație, nerespectarea timpilor de condus, nerespectarea numărului de locuri prevăzute în certificatul de înmatriculare. Activitățile ce sunt coordonate la nivel național de ofițerii specialiști ai Direcției Rutiere din cadrul IGPR vizează prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării normelor privind circulația pe drumurile publice de către conducătorii autovehiculor destinate transportului public de persoane și de mărfuri. Singurul grup de lucru de acțiune comună dintre România și Bulgaria, cel dintre județele Giurgiu și districtul Ruse, a împlinit astăzi 5 ani de existență. De-a lungul celor 5 ani, colaborarea dintre agricultorii, fermierii și oamenii de afaceri legați de aceste două domenii de pe cele două maluri ale Dunării s-a soldat cu un schimb benefic de experiență, dar și cu o serie de contracte economice reciproc avantajoase. La 5 ani de la înființare, grupul de lucru comun al reprezentanților agricultorilor din județul Giurgiu, România și districtul Ruse din Bulgaria s-a întrunit astăzi pentru predarea președinției rotative, care a fost astăzi preluată de Dumitru Gavrilă, vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu. La întrunirea de joi au fost prezenți pe lângă autoritățile din cele două regiuni, oameni de afaceri, specialiști și primari de pe cele două maluri ale Dunării. Revenind la conducerea grupului, Dumitru Gavrilă, vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu, și-a exprimat speranța că și în acest an colaborarea va fi una cu rezultate bune. Am mari speranțe că anul 2015 va face ca cei care vor face parte din GLAC și aici, invitații noștri, și aici mă refer la oamenii de afaceri, la reprezentanții oamenilor de afaceri, la agricultori, la sfârșitul anului 2015 să fie foarte mulțumiți de realizările pe care GLAC-ul le-a
le-a făcut la sfârșitul anului 2015. Întâmplător sau nu, data de 12 februarie poate fi considerată deja o dată aniversară pentru GLAC Giurgiu Ruse, așa cum fiecare entitate are dreptul la o zi aniversară. Este o întâmplare sau nu, dar anul trecut, tot pe 12 februarie, am avut prima întâlnire de lucru, iar cu 5 ani în urmă, tot pe 12 februarie, cred că e chiar o întâmplare, a luat naștere acest GLAC. Satisfacția membrilor grupului este cu atât mai mare cu cât acesta este singurul din acest domeniu de activitate transfrontalieră și mai mult s-a soldat cu rezultate foarte bune. Suntem singurul GLAC din România și Bulgaria care funcționează în domeniul agricol. Am avut realizări extraordinare, am făcut ca mulți oameni de afaceri, nu neapărat numai din domeniul agricol, să se cunoască și să încheie contracte bilaterale între dânsii. După mai bine de o lună de la lansarea campaniei Cauți un loc de muncă, pune CV-ul tău aici, continuă. Deși inițial mulți jurveni au înțeles eronat scopul campaniei, considerând că vor fi angajați în primărie, acum organizatorii revin cu informații în speranța că cetățenii vor înțelege exact care este rolul campaniei. Dincolo de proiecte și subiecte actuale din administrația locală, primarul Nicolae Barbu a abordat în cea mai recentă conferință de presă și subiectul campaniei inițiate în ianuarie destinate pieței muncii. Cauți un loc de muncă, pune CV-ul tău aici. Prin această inițiativă, municipalitatea vrea să știe ce solicitări sunt pe piața muncii și dorește crearea unei baze de date din care angajatorii pot solicita sau selecta mâna de lucru. Am încercat acum să vin mai mult în întâmpinare. Am mai pus la toate caseriile de ITL-uri. Să duce omul și își plătește taxa de salubritate, își vede, n-are loc de muncă. Am zis, bun, n-are nici pe ce să scrie o hârtiuță sau ceva. Puneți-i la fiecare cutiuță din aceasta, prindeți-i 10-20 de CV-uri. Și el doar să-și completeze, nume, prenume. Cu subiect și predicat, cum știe el să scrie, măturător, vreau măturător, dar să știu până la urmă unde ne aflăm. Cât privește dinamica pieței muncii și solicitările giurgiuvenilor, edilul șef este de părere că fiecare cetățean trebuie să activeze în domeniul în care este calificat și conform pregătirii sale. Toată lumea spune, domn primar, n-ați făcut nimic, bă, oameni buni, hai să vedem, facem împreună, că nici eu nu pot să asigur locuri de muncă, dar eu le-am spus tuturor, nu mai construiește nimeni un combinat chimic să angajeze 5.000 de persoane și proști și buni. Și la Dea Valma. Că trebuie să angajăm. Te testează și te întreabă de 10 ori și dacă poate să acumuleze două funcții cu un loc de muncă, așa faci. Organizația de tineret a socialdemocraților promite o distracție pe cinste de Valentine's Day. Așa cum i-a obișnuit pe locuitorii din municipiu, tinerii democrați vor organiza o super petrecere atât pentru îndrăgostiți, cât și pentru cei care sunt în căutarea unei perechi. 500 de invitați sunt așteptați la petrecerea organizată de tinerii socialdemocrați de ziua îndrăgostiților. Respectând tradiția ca de fiecare sărbătoare ce face vâlvă printre giurgiuveni, aceștia promit o super distracție, concursuri surpriză, dar și o tombolă la care se va participa pe bază de invitații. Așteptăm toți tinerii alături de noi mâine 13 februarie. Începem cu ora 22, alături cu prilejul zilei de Valentine's Day, organizăm această petrecere. Până acum am împărțit invitații, vor fi prezente undeva în jurul la 500-600 de persoane. Pe parcursul serii se vor organiza diferite concursuri, vor fi oficiate căsătorii de 24 de ore de către domnul primar Nicolae Barbu și vă așteptăm alături de noi. Intrarea este liberă, iar cei ce se alătură petrecerii vor primi două tipuri de brățări la intrare. Roșii pentru cupluri și verzi pentru celibatari. Nu vor lipsi de la petrecere muzica bună și surprizele. Mesele complete vor primi un pachet gratuit din partea organizatorilor, dar toată distracția va avea și un scop caritabil. O petrecere la care ne-am gândit să facem și un lucru bun. Ieri, în urma unui reportaj, am vorbit cu colegii noștri, mi-au rămas indiferenți. La un caz, la familia Iordache, un tânăr de 15 ani care a suferit un accident pe 4 ianuarie, coleg de-al nostru de la organizația de tineret, este în comă la spitalul Baldazar, nu mai poate să meargă, fratele lui de vârstă de 3 ani și ori în aceeași situație și ne-am gândit să nu rămânem indiferenți, să încercăm să facem și noi ceva. Așadar, tinerii petrecăreți din municipiul Giurgiu sunt așteptați la o petrecere pe cinste dedicată zilei îndrăgostiților, vineri începând cu ora 22 la un club situat pe strada Gării. În paralel cu o serie de proiecte ambițioase, activitatea Teatrului Giurgiuvean Tudor Vianu își continuă activitatea curentă, propunându-le iubitorilor artei dramatice să-și bucure sufletul cu două piese de succes. Prima dintre acestea va putea fi vizionată vineri seară, iar cea de-a doua reprezentație, cu o piesă diferită, evident, va avea loc joia viitoare.
Până la noile premiere la care se lucrează intens, după cum ne-a asigurat directorul Teatrului Giurgiuvean, dramaturgul Mircea Meionescu, iubitorii de teatru sunt așteptați să vadă sau să revadă două piese de rezistență din repertoriul instituției giurgiuvene. Prima dintre acestea, piesa Taj Mahal, va putea fi revăzută vineri 13 februarie. Vinerea aceasta avem de la ora 19 spectacol cu Taj Mahal, spectacol în care joacă Violeta Teașcă și Vasile Toma, piesă care a câștigat concursul Dramaturgie în 2, ultima ediție, a 5-a în octombrie trecut. Autorul Laurențiu Budău, regia Florin Antoniu. Pentru săptămâna viitoare, Mircea Meionescu ne propune să ne delectăm cu Secretul Atomic, o piesă care deja se află în atenția criticii teatrale naționale. Joia care va urma acestui spectacol, joi 19 februarie, vom avea spectacolul Secretul Atomic cu Violeta Teașcă și Pavel Bârsan, unul dintre cei mai apreciați actori de improvizație din România la ora actuală. Acest spectacol înseamnă o iluzie, dacă vreți, o speranță. Se află în selecție pentru Festivalul Național de Comedie Românească, FESCO. Dramaturgul Mircea Meionescu speră că, cel puțin pentru cea de-a doua piesă, există șanse reale ca aceasta să primească un premiu național ce ar putea fi așezat în vitrina cu trofee a Teatrului Giurgiuvean. Visez în primul rând la un premiu pentru scenografie. Scenografia lui Daniel Divrician este absolut încântătoare, plină de imaginație funcțională, surprinzătoare. La fel și jocul celor doi actori. Să nu uităm textul Luciei Verona. Muzică, dans, arte plastice, arte culinare și multe alte îndeleniciri. Paleta activităților școlii de arte din cadrul Centrului de Conservare Giurgiu este largă și cuprinde foarte multe cercuri aflate la dispoziția giurgiuvenilor. Cei care nu cunosc oferta acestei instituții cu tradiție în Giurgiu pot afla din materialul următor ce activități se desfășoară aici. Artele plastice, artele culinare, muzica și orele de dans sunt doar câteva dintre cercurile care le are în prezent Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Giurgiu. Directorul instituției Carmen Pețanca a stat de vorbă astăzi cu o echipă Muntenia TV și ne-a dezvăluit care sunt cercurile pe care centrul le găzduiește, dar și care sunt cele mai frecventate. Avem cursuri structurate pe mai multe secțiuni, avem cursuri pentru artă teatrală, pentru artă muzicală, arte plastice și arte coregrafice. Care este totuși cel mai căutat curs? Depinde acum de ceea ce dorește fiecare și nu avem numai copii, avem și adulți care studiază pianul la vârsta de 50 de ani, avem doamne care doresc să învețe grafica pe la 40 și ceva de ani, o doamnă învățătoare care cântă la chitară la domnul profesor Dicu. Sunt căutate mai toate cursurile, dar mulți copii doresc să vină să cânte, să învețe să cânte vocal. Copiii prezenți la orele de curs vin cu voie bună și bucurie în suflet pentru că iubesc ceea ce fac, iar unii dintre ei chiar vor să dezvolte o carieră în acest domeniu. De cât timp faci chitară? Este al doilea an. Cum a început pasiunea asta pentru tine? Ce te-a atras la chitară? Chitară este un instrument care m-a atras de mic. Mi-a plăcut muzică, mi-a plăcut să ascult muzică, mai ales chitară. Și până la urmă am decis să fac cursuri. Vrei să faci o carieră din lucrul acesta? Sincer, ar fi frumos. De cât timp faci canto? De 4 ani. Cum a început pentru tine această pasiune? Păi, cântam la școală și învățătorul meu mi-a zis că am voce bună și le-a spus și părinților mei și mai mult el a insistat. Ce te-a făcut să vii aici? Am
ascultat mai multe melodii și mi-a plăcut cum sună și am vrut să încerc și eu. Cei care doresc să se înscrie la unul dintre cursurile desfășurate în cadrul Centrului de Conservare și Promovare a Culturii Giurgiu au doar câțiva pași simpli de făcut. În primul rând să vină din plăcere, să îi facă plăcere să studieze, apoi să vină la secretariat, face o cerere de înscriere, ia legătura cu profesorul care predă cursul pe care dorește acesta să-l urmeze și se poate înscrie. Numărul celor ce activează în cadrul centrului este unul destul de ridicat, dovedind astfel că activitatea acestuia este una foarte bună. Iar în ceea ce privesc taxele, acestea sunt pentru toate buzunarele. Consiliul Local al Tinerilor împreună cu cel al seniorilor organizează un concurs de cultură generală. Concursul intitulat Riști și Câștigi se adresează exclusiv liceenilor din municipiul Giurgiu și își propune să testeze cunoștințele suplimentare ale acestora în afara celor învățate la orele de curs. Riști și Câștigi este un concurs de cultură generală pentru liceenii din municipiul Giurgiu, demarat de Consiliul Local al Tinerilor în colaborare cu cel al seniorilor și sprijinit de Primăria municipiului Giurgiu. Riști și Câștigi, un nume sugestiv de concurs de cultură generală care își are rădăcinile în popularul show televizat al anilor 90, se adresează elevilor de liceu și le va da acestora posibilitatea de a-și etala cunoștințele în diverse domenii. În acest scop, doctorul Cosmin Georgescu va elabora o amplă și diversificată bibliografie pe care tinerii și-o pot aprofunda apelând la Biblioteca Județeană. S-a gândit să pună în aplicare această idee cu Riști și Câștigi pentru a da posibilitatea tinerilor să își dezvolte cunoștințele de cultură generală, pentru a da posibilitatea tinerilor să intre cât mai mult în contact cu ceea ce înseamnă, dacă vreți, și istorie și geografie și literatură și tot ce poate să însemne atât cultură generală cât și cultură și concret din municipiul Giurgiu. Prima fază a concursului, faza pe liceu, va debuta pe data de 20 a lunii februarie cu Liceul Tehnologic Ion Barbu și va fi încheiat pe data de 8 martie cu Școala de Arte și Meserii. În tot acest timp, testele vor fi date la toate liceele și colegiile din municipiu în date diferite, urmând ca în partea a doua a lunii martie să se organizeze calificările în finala din aprilie. Vor fi date 3 premii, așa cum se dă normal, constând în diplome și excursii și plătite și sponsorizate de diversi colaboratori și cei care doresc să participe la astfel de acțiuni. Implicarea masivă a autorităților locale pentru organizarea concursului de cultură generală Riști și Câștigi vine ca un îndemn la dezvoltarea cunoștințelor individuale în domeniile artei, sportului, literaturii, istoriei, geografiei și științelor. Cu cât mai mult reușim să conștientizăm tinerii că este necesar să-și completeze cultura generală pe lângă cea luată de la școală sau să fie în concordanță directă pentru viața pe care o trăiește, cu atât este mai bine și noi sperăm și seniorii așa gândesc ca să-i facem pe tineri să gândească la rândul dânșilor astfel ca să putem să avem cel puțin pe viitor o societate care să se bazeze pe cunoștințele și pe cultura tinerilor și care implicit să fie folositoare întregului ansamblu și respectiv întregii populații din țara noastră. Numirea ca președinte interimar al vechiului PNL Giurgiu al deputatului Raluca Surdu a fost gândită și pentru a stinge conflictele mognite între liberalii giurgiuveni. Nimeni nu a luat în calcul că tânăra deputată va avea de luptat pe două fronturi, să stingă conflictele interne, dar și să facă față orgolilor celor din vechiul PDL. După cum relatam la începutul acestei săptămâni, la începutul anului Gheorghe Ștefan, copreședinte al PNL Giurgiu, în prezența celuilalt copreședinte Vasile Mustățea, declara că nu se gândește la funcția de președinte al Consiliului Județean, acesta s-a răzgândit. El își motiva declarația prin faptul că nu crede că are suficientă popularitate. Între timp, la o lună după ce Vasile Mustățea, actualul președinte al Consiliului Județean, a anunțat că renunță din motive de sănătate la funcția de președinte al PNL, Gheorghe Ștefan a anunțat că își dorește și funcția administrativă a acestuia, invocând că nu a venit în politica giurgiuveană ca să aibă de unde să plece. Pentru că n-am venit, repet, în Giurgiu să plec, intenționez la modul cel mai serios ca la anul să candidez la Consiliul Județean. Am văzut că anumiți lideri invocă starea de sănătate ca să fie absolbiți de anumite funcții. Eu sunt inginer de meserie și vreau să spun că și reciproca e valabilă.
În replică la ultimele declarații ale copreședintelui Gheorghe Ștefan, deputatul Raluca Surdu, copreședinte din partea vechiului PNL, a emis miercuri un comunicat de presă în care ține să-i atragă atenția lui Gheorghe Ștefan că, cităm, am aflat din presă că domnul Ștefan și-a anunțat intenția de a candida, însă deciziile cu privire la candidații noștri se vor lua în forurile statuare ale PNL prin semnătura celor doi copreședinți și vor fi comunicate public ulterior. Dumnealui și-a anunțat o intenție personală. Orice decizie referitoare la candidații noștri se va face conform normelor stabilite de forurile de conducere. Baza legală pentru desemnarea candidatului la alegeri o constituie cercetarea sociologică conform deciziei PNL numărul 7, adoptată de către conducerea națională prin semnătura celor doi copreședinți. Replica Ralucăi Surdu vine după ce și foștii membrii PDL s-au plâns tot printr-un comunicat de presă de faptul că Vasile Mustățean nu ar fi avut dreptul să se autopropună la funcția de viitor președinte al Consiliului Județean. Cu alte cuvinte, în PNL Giurgiu încă nu este liniște. Data de 12 februarie ne aduce în prim plan unul dintre cei mai cunoscuți președinți pe care Statele Unite ale Americii l-a avut, Abraham Lincoln. De asemenea, tot data de astăzi este marcată și de regizorul italian Franco Zeffirelli, dar și de actorul român Dan Puric. Abraham Lincoln s-a născut la 12 februarie 1809 în Kentucky, Statele Unite ale Americii. A condus Statele Unite în timpul războiului civil, cel mai sângeros conflict al său, dar și cea mai mare criză morală, constituțională și politică. Prin aceasta, el a conservat Uniunea, a abolit sclavia, a întărit guvernul federal și a modernizat economia. A promovat modernizarea rapidă a economiei prin dezvoltarea sistemului bancar, construcția de canale și căi ferate și prin impunerea de taxe vamale care să protejeze și să încurajeze construcția de fabrici. După o serie de dezbateri intens mediatizate în 1858, în cadrul cărora Lincoln s-a pronunțat împotriva extinderii sclaviei, a pierdut cursa pentru Senatul SUA în fața adversarului său. Politic, Lincoln a luptat îndreptându-și adversarii unii împotriva altora, făcând apel la poporul american prin calitățile sale de orator și printr-un patronaj politic atent plănuit. După capitularea generalului comandant al Confederației, Lincoln a fost asasinat de John Wilkes Booth. Acesta a fost plasat în mod constant, atât de istoric cât și de public, între cei mai mari președinți ai SUA. Franco Zeffirelli s-a născut la 12 februarie 1928 în Italia. A iubit lumea filmului și a cinematografiei de mic copil, cu timpul acesta s-a axat pe latura de regizor, pe care a dezvoltat-o foarte bine. Acesta este recunoscut ca unul dintre cei mai buni regizori pe care Italia i-a oferit în lumea filmului. Creațiile precum Șase personaje în căutarea unui autor, Povestea unei pitulice, Trei frați rămân printre cele mai bune creații pe care regizorul le-a oferit publicului italian. Dan Puric s-a născut la 12 februarie 1959. Actor, eseist, autor și regizor de teatru român, Dan Puric a jucat în teatru, în film și în spectacole de televiziune. Spectacolele sale Toujours l'amour, Made in Romania, Costumele, Don Quixote au fost reprezentate în mai multe țări. În film a jucat rolul principal în coproducția română-sârbă Tinerețe frântă, iar spectacolele sale de pantomimă au fost transmise de mai multe televiziuni din afară, printre care și BBC. Pe lângă premiile obținute în diverse festivaluri, Dan Puric a primit în anul 2000 Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler pentru servicii excepționale în cultură. În continuare urmează rubrica Meteo prezentată de colega mea, Dana Ruse. Bine v-am regăsit la rubrica Meteo. Vineri, giurgiuvenii vor avea parte de o zi plăcută, procesul de încălzire ușoară continuând, astfel că se vor strânge 1-2 grade în plus în termometre față de ziua precedentă. În primele ore ale zilei și noaptea se va semna la ceață pe arii restrânse. Cerul se va menține senin pe tot parcursul zilei, vântul abia își va face simțită prezența, iar temperatura maximă va înregistra valoarea de 5 grade Celsius. Peste noapte nu sunt condiții de precipitații și minima va scădea până la minus 3 grade. Acestea au fost datele despre vreme, vă aștept și mâine cu noi informații și vă doresc o seară liniștită! Vă invit să revedeți principalele titluri ale ediției. Descinderi la un casino ilegal din Giurgiu.
Grupul comun de lucru al agricultorilor din Giurgiu și Ruse a împlinit 5 ani de existență. Copreședinții PNL Giurgiu se contrează prin intermediul presei locale. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Giurgiu oferă giurgiuvenilor cursuri pentru toate vârstele. Vineri seară, pe scena Teatrului Tudor Vianu se joacă piesa Taj Mahal. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la aceeași oră.